Bun găsit, dragi prieteni, sunteți la AS.ro Live. Invitatul nostru de astăzi a stat multă vreme în apropierea, în compania actorilor adevărați ai României. S-a apucat după aia să scrie pe un blog, a cochetat cu sportul și are una dintre cele mai impresionante colecții de tricouri din Italia, dacă nu mă șel, și probabil din toată lumea. Dragi prieteni, invitatul nostru de astăzi, blogul lui Otravă. Bună dimineața! Bună dimineața! Care are și un nume, Cristian Șimonca. Bună dimineața din nou! Bună dimineața din nou! Și, și încă un nume, și bună dimineața! Până ne prinde seara aici. Da, de unde începem? Că la tine trebuie să începem cu sportul, cu blogul, cu ai actoria. Ai zis de teatru. De teatru nu interesează pe nimeni, pe deci am scăpat. La ora asta... Stai puțin, că tu ai copilărit cu niște balauri. Da. Cu niște monștri sacrice, doar monștri. Nu e niciun fel de merit al meu. Adică singura chestie e că din... Așa te-ai născut. Așa acolo... a fost să fie, da. Și am copilărit în... Tata a fost actor la teatru de comedie vreo 35 de ani. Nu mult. Da, primii 35 de ani să mai gândi. După aia merge ca uns. Și am stat în teatru de comedie. Mi-a și plăcut foarte mult. Nu știu dacă mi-a plăcut sau dacă pur și simplu m-a dus el acolo și a început să se dezvolte în mine treaba asta cu să-ți placă mult teatru. Dar, într-adevăr, stăteam foarte mult, dormeam în cabină, da. Da? Da. Și am poze deci în cabină îmbrăcat. Acolo ai... Da, stăteam multă vreme. Mergeam la repetiții, mergeam la repetiții la lecturi, mergeam la repetiții la orice. Foarte la... tare. Da. Am avut un noroc că erau și niște actori. Bine, nu e... și acum sunt actori buni peste tot. Dar, într-adevăr, au fost niște actori care mie mi-au plăcut foarte mult. Numai, nu știu, mă gândesc la Ștefan Iordache... Mă gândesc la... Deci tu ai crescut la umbra unor copaci mari. Hai să nu ne ascundem. Da, erau niște băieți. Adică erau niște băieți. Erau niște băieți. Să nu ne ascundem, adică chestia asta... Teatru de comedie chiar erau niște băieți... nu știu, vine acum... Cornel Vulpe, Silviu Stănculescu, mulți... Tata primul rege din filmografia comunistă, cum ar veni, nu? Carol al doilea în Actorul și sălbatici. Actorii sălbatici, da. N-a avut probleme acum la modul serios, adică oamenii erau așa. Adică cum s-a par să-l joci? Ok, ești actor, am înțeles. Dar cum să-l joci pe Carol al doilea? Bine, filmul în sine, cred că a supărat pe mulți. Că el, mie mi se pare unul de cele mai bune filme române. Corect, corect. Și... Dacă ar fost în engleză, mai stăteam de vorbă. Da, și, na, și Toma Caragiu e Dumnezeu pământ. Exact. Nu știu, nici nu știu, nu cer să-mi imaginez cum era. Dacă chiar nu voia nimeni să apară, crezi că n-apărea? Da, nu. Bine, era... Adică mai scăpau, că știu că și la teatru erau tot felul de șopârle, de nebunii, de da, mai da, scăpai nu, una, mai nu zice. Dar nu la teatru erau 200 de inși. Adică mă gândesc, hai să dăm puțin timp înapoi, cum... Ascundeai dacă aveai o bagnotă rămasă de la bunica și era cu chipul regelui sau ceva. Nu era bine să fie găsită la tine. Da, știu că tata numai avea... era în circulație de 50 de ani. În general aveau probleme pentru că mergeau afară în turnee. Corect și asta. Și te mai, așa, te mai prindea cu mărci la tine sau nu știu ce. Tata era foarte, foarte apropiat de Ioan Robu, arhiepiscopul romano-catolic. Serios? Da, da. A fost foarte bun prieten. Acum? Tata a fost născut greco-catolic la Oradea, botezat de Emil Hosu, Hosu-l cheamă? De Hosu. Hosu, da, nu de cardinalul. Hosu, de cardinalul Hosu. Da. Vine dintr-o familie din Oradea de catolici, greco-catolici. Foarte tare asta. Adică care mergeau foarte des la biserică și foarte stricți, așa cumva. Și apropierea asta de biserica romano-catolică după aia, că... Na, nici asta nu prea era bună. Nici asta nu era bună, dar el era foarte bun prieten cu Robu, cu... erau mai mulți preoți. Niște romano. Minți luminate, niște oameni... Da. Și mergea la Sfântul Iosif și se întâlneau seara la un șpriț sau ceva în genul ăsta, moment în care... drumul înapoi, noi stăm și acum undeva pe Magheru, fix pe Bălcescu. La bogați? N-aș zice. Nu, un apartament cu două camere, simplu, pe Bălcescu, nu e nimic senzațional. Probabil că a fost la bogați la un moment dat, când a fost făcut în 30 ceva sau ceva. Am înțeles. Acum nu mai e la bogați, nu.
Și într-adevăr, țin minte din, și din poveștile lui că spunea asta, că era Lopreau, dacă venea noaptea 10-11 da. Noaptea, Loprea pe stradă și îl întreba. Bine, bănesc că ea știau că vine de unde vine, adică nu cred că era vreo da, noutate. Nu era o surpriză pentru ei. De unde vii la ora asta? Adică da, de unde vii la ora da. A făcut și melodie. Și melodioare, da, da. Și, da, acum, nu știu, revenind, cred că cineva l-a vrut, adică a vrut să apară da, filmul da. Ăla, pentru că e foarte corect. Greu să nu, adică toată lumea să fie nu, nu, încă nu. Încă prin anii mai era oarecare deschidere, nu se ajunsese în 80-90. Și poate că 90. Nu înțelegea despre ce era vorba. Că corect o, și asta. Ironie cumva, nu? Adică tot filmul, da. Da. Adică nu e chiar ironie. Pe față, îți spune. Dar bine, e atât și de evident. Și un pozitiv cât de cât din ce țin minte, adică îi plăcea umorul lui Caratase, da, lui Tănase, da, nu? Adică da. Carol al doilea, domnule, nu-i faceți chiar așa mult rău, că mie îmi place umorul, ne atacă, ne astea, dar da. E un băiat cu un umor la el, așa cu... Bine, cred că Carol al doilea era un personaj care era da, un băiat. Da, probabil. Mai, smart, special. Așa, mai special, mai special, da, da, din multe și puncte de, tine, de vedere. Și de tine actoria? De mine actoria nu, pentru nimic? Că... Nimic? Nu s-a lipit? Nu, pentru că am avut o discuție cu tata în momentul când aveam 18 ani și când am vrut să dau la teatru și mi-a zis că nu mai, n-ar mai fi rost de încă un muritor de foame în familie. Bun asta. Și apucă-te de o meserie serioasă. Da, pentru că chiar am trăit perioade în care erau destul de nasoale. Mi-aduc aminte după Revoluție, de exemplu, când lumea... Era un soi de haos, de asta nu prea mai mergea nimeni la teatru. A apărut cablu TV, toată lumea era fiartă pe MTV și pe Ambra la... Aniolini, ce Rai 1, exact, Rai. Rai 1, Italia da. 5 și așa. Rete 4. Rete 4, fantoții toți nebunii și nu mai mergea nimeni la teatru. După aia salariile, știi foarte bine da. Că salariile sunt foarte mari, în continuare la teatru. Milionare în euro, cam toți actorii din corect. România, mai puțin 2-3, să zici, care n-au vrut ei să fie milionari. Donează la da, un cămin de bătrân la... salariu. Și da, a fost o perioadă destul de grea. Acum, într-adevăr, na, apar în televiziuni, seriale, filmulețe, nebunii, e reclame, e mult mai ok. Bine, nu e ceva senzațional, că nu sunt, chiar da. Nu sunt. Dar nu dintr-un milioane. Singur loc te aduni, adică mai te dar completezi. Dar salariile în continuare zicem, de la teatru sunt niște salarii... Na. Deci ar fi părut rău sau nu știu, te-ai mai gândit după aia? M-am gândit tot timpul, doar că eu am un soi, sunt foarte emotiv și am un soi de trac. Și de fiecare dată când mergeam la teatru de comedie, când ne dădea, venea moșul la final pe sărăcie. Da, așa cum era, da, așa moșgerilă. Cum era. Mogerilă, da. Mogerilă, da. Era Moș Crăciun. Mogerilă era, țin minte că am o poză cu Mogerilă, care era Eugen Racoții. Și tot timpul era? Tot timpul era Eugen Racoții, da. El era, care era și prieten cu noi și stătea și foarte aproape, undeva pe la Scala. Și mai mergeam de la teatru de comedie spre casă, mergeam împreună cu el și... Moș Gerilă venea și mi era aveam emoții când mă urcam pe scenă doar ca să mă strige să-mi dea o pungă de aia, nu ca să zic o poezie, că era să punea problema, nu? Nu. Nu. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai, stai așa, stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.